Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vom discuta despre subcarpați. Dar mai întâi, haideți să ne amintim câteva dintre noțiunile învățate anterior. Numiți trei caracteristici principale ale reliefului României. În primul rând, varietate. În țara noastră găsim atât unități de munte, deal, podișuri, câmpii, văi, depresiuni, litoral, dar și delta. Acestea sunt dispuse simetric în trepte concentrice. Cele mai înalte unități de relief se găsesc în zona centrală, altitudine scăzând dinspre centrul țării spre granițe în toate direcțiile. Proporționalitatea marilor unități de relief în repartiția lor teritorială. Teritoriul țării noastre cuprinde aproximativ 42% dealuri și podișuri, 30% câmpii și 28% munți. Care sunt unitățile majore de relief de deal și podiși din țara noastră? Acestea sunt subcarpații, podișul Mehedinți, Piemontul sau podișul Getic, dealurile de vest, podișul Moldovei, podișul Dobrogei și am încheiat cu unitățile de deal și podiși din țara noastră cu depresiunea colinară a Transilvaniei. Subcarpații. Subcarpații reprezintă o înșiruire de dealuri și depresiuni situate la exteriorul munților Carpați spre est și sud, desfășurându-se între Valea Moldovei la nord și Valea Motrului la vest. S-au format odată cu Carpații prin încrețirea scoarței terestre. Sunt alcătuiți din gresii, marne și argile, pe care mișcările tectonice le-au cutat sau le-au ridicat neuniform, mai mult lângă munte și mai puțin lângă câmpie. Înălțimile sunt cuprinse în general între 300 și 900 de metri, mai ridicate în zona de la contactul cu munții și mai joase la contactul cu unitățile de podi și câmpie. În animația de mai jos puteți observa cum variază profilul reliefului al altitudinilor în zona subcarpatică de la contactul cu munții și puteți observa că întâlnim aici chiar și altitudini de peste 900 de metri, cele mai mari fiind în partea sudică de la contactul cu Carpații meridionali. Și observăm în cea de-a doua animație profilul reliefului sau al altitudinilor în zona subcarpatică, de la contactul cu unitățile de podii și câmpie. Și observăm că aici înălțimile sunt mai mici, coborând uneori chiar și sub 200 de metri față de nivelul mării, mai ales la zona de contact cu câmpia română. Specifice subcarpaților sunt măgurele și muscelele. Măgurele fiind dealuri înalte și izolate. Observăm în imaginea de mai jos o imagine satelitară văzută dinspre culoarul Siretului în județul Vrancea. Măgura Odobeștilor se află în această imagine. Muscelele sunt culme alungite cu pante domoale care fac trecerea între zona de deal și munte. Putem observa în aceste imagini satelitare muscelele Argeșului care fac trecerea dinspre Carpații meridional, aflați la nord, spre Subcarpații și podișul Getic, aflați la sud. Sunt traversați de apele curgătoare care curg dinspre Carpați spre regiunile mai joase. Principalele ape curgătoare care traversează sunt Moldova, care este limita nordică cu afluenții acesteia, Bistrița cu afluenții săi, Trotușul cu afluenții săi, Buzăul cu
o parte dintre afluenții săi, ia Lomița cu afluentul său Prahova, Dâmbovița cu o parte dintre afluenții săi, Argeșul cu o parte dintre afluenții săi, Oltul cu o parte dintre afluenții săi, dar și Jiul cu o parte din afluenții acestuia. Clima este specifică zonei de dealuri înalte în apropierea Carpaților și dealuri joase spre zonele de podii și câmpii. Temperaturile medii anuale se încadrează între 6 și 10 grade Celsius. În această zonă cad precipitații bogate. Sunt acoperiți în cea mai mare parte de păduri de foioase și stejar, așa cum se poate observa și în aceste imagini satelitare, având pe alocuri zone întinse, despădurite, utilizate pentru pășunat. Din subcarpați se exploatează sarea, petrolul și cărbunii, iar pe apele curgătoare cu debite bogate s-au amenajat hidrocentrale și microhidrocentrale. Putem distinge trei diviziuni principale la nivelul subcarpaților. Subcarpații Moldovei, între Valea Moldovei la nord și Valea Trotușului la sud, formați dintr-un singur șir de depresiuni în apropierea munților și dealuri la exterior. Subcarpații de Curbură, între Valea Trotușului și Valea Dâmboviței, alcătuiți din două șiruri de dealuri și depresiuni, fiind cei mai înalți dintre subcarpații. Și subcarpații Gedici, între Valea Dâmboviței și Valea Motrului, formați din două șiruri de depresiuni și dealuri cu structură cutată. Acum vă propun, dragilor, rezolvarea următoarelor sarcini de lucru. Prima. Folosiți hărțile din manualul de geografie, un atlas și internetul pentru a descoperi cele mai importante așezări omenești din fiecare diviziune a subcarpaților. Folosind manualul de geografie și internetul, descoperiți care sunt principalele ocupații ale locuitorilor din Subcarpați. Documentați-vă din diverse surse și descoperiți cel puțin 5 obiective turistice din Carpați. Succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru! Dragilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci, vă doresc sănătate și succes!